FC Viitorul Constanța și FC Voluntari se vor înfrunta în Cupa României pe stadionul municipal din Botoșani, duminică de la ora 21. Astăzi s-au pus în vânzare și biletele pentru această partidă. Sute de microbiști au așteptat și câte 2 ore în fața caselor de bilete pentru a prinde un loc cât mai bun. Faptul că Botoșaniul găzduiește în premieră Supercupa României este un prilej de mare mândrie pentru botoșeneni. E o mândrie pentru orașul Botoșani, părerea mea. Pentru că cu atâta ieșim și noi mai des la suprafață. Iubitorii de fotbal din Botoșani sunt deciși să țină cu Viitorul Constanța. Și asta pentru că echipa este antrenată de Gică Hagi, o legendă vie a fotbalului românesc. Cu Viitorul ținoșcum Hagi, când avea 18 ani, o jucă la noi fotbal, era junior în Națională România și o jucă la noi la Botoșani. Așa. Obligat cu Hagi, cu Gică. Îmi pare rău că am de la Botoșani pe Ivanoviș Petric, pe Axiti Botoșnean, dar da, avem, dar Hagi merită. Hagi nu știu cum noi în stradă. Națională României, generația de aur, n-am mai ieșit de atunci în stradă, cu tricolora. Când o să mai scoată și o alță, da, dar eu când noapte, Hagi este o legendă pentru fotbalul României. Viitorul Hagi, băiețul Hagi, domnul Hagi, sunt mai buni, au terminat primul loc, merită Supercupa României. Răbdarea suporterilor a fost pusă la grea încercare, mai ales deoarece au fost întâmpinate probleme la eliberarea biletelor. Aruncă-o și pe ea! Aruncă-o, dă-o la gunoi! Faci mochetă, e bani de la primii 10-20 de oameni. Hai să cumpărăm mai imprimantă, domnule, să aducem aici ca tânăr. Punem bani, cumpărăm mai imprimantă. Viitorul Constanța este campioana României, iar FC Voluntari câștigătoarea Cupei României. Cele două se vor înfrunta pentru trofeul suprem în fotbalul românesc, chiar pe stadionul municipal din Botoșani. În lotul celor de la Voluntari se regăsesc și 2 jucători care au evoluat la FC Botoșani, mai precis Axinte și Ivanovici.